Modul în care fostul deputat PSRM Ștefan Gațcan a părăsit fracțiunea și a aderat la un alt partid trebuie investigat de organele competente. Declarația a fost făcută de către Derek J. Hogan, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău. Acesta este de părere că deputații au dreptul să părăsească un partid și să adere la altul, dar dacă acest traseism politic este legat de bani, atunci este ilegal. Declarațiile au fost făcute aseară la TV8. Este dificil să înțeleg ce se întâmplă exact, din punctul meu de vedere. Pentru că, pe de o parte, deputații au dreptul de a decide unde vor să meargă. Dacă nu sunt mulțumiți cu un anumit partid, poate pleca pentru alt partid. Dar dacă acest transism politic este legat cu primirea banilor, asta desigur nu este bine, mai ales este ilegal. Și din această cauză eu sper că autoritățile relevante, inclusiv Procuratura Generală, să investigheze exact ce se întâmplă și să fie atrași la răspundere a toți care sunt implicați în corupție. Amintim, ieri, într-o postare pe Facebook, deputatul Ștefan Gațcan a ajuns în Parlament în urma alegerilor parlamentare anticipate din 15 martie pe circumscripția Hâncești, anunța că părăsește Partidul Socialiștilor și aderă la Promoldova. Gațcan spunea că este nemulțumit de felul în care decurg lucrurile în coaliția de guvernare. De partea cealaltă, cei din PDM și PSRM l-au acuzat pe deputat că ar fi plecat pentru bani, în jurul a 500.000 de dolari potrivit acestora. Coaliția de guvernare a rămas astfel cu doar 49 de voturi, suficiente pentru a putea vota proiecte de lege. Cei de la Promoldova au ajuns acum la 15 deputați, 14 care au migrat de la PD și unul de la PSRM.